Păcatele și greșelile noastre nu îl împiedică pe Dumnezeu să ne iubească. Nu există nicio modalitate prin care să putem veni la Dumnezeu pe baza propriilor noastre lucrări sau realizări. Dumnezeu are o soluție pentru păcatul nostru. El a venit pe pământ ca ființă umană, Iisus Hristos. Biblia spune că Hristos a suferit când a murit pentru păcatul fiecare persoane. El nu păcătuiește niciodată, dar totuși a ales să moară pentru păcatele noastre odată pentru totdeauna. Ca să ne aducă înapoi aproape de Dumnezeu. Iisus a devenit țapul ispășitor. A murit, dar a înviat și ne-a restaurat relația cu El. Dacă alegem să credem în Dumnezeu, atunci devenim capabili să experimentăm dragostea Lui și să primim viață veșnică alături de El. De aceea în Biblie scrie că atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Dar ce înseamnă aceasta pentru noi?